Traficul greu a fost și rămâne o prioritate pentru autoritățile județene. După numărul mare de accidente petrecute pe raza județului, prefectul a dispus o serie de controle pentru mașinile de mare tonaj, în special pentru mașinile încărcate cu lemne. În ultima perioadă o atenție deosebită am avut asupra traficului greu, pentru că, într-adevăr, ne dorim ca siguranța circulației să fie asigurată pentru toți participanții la trafic la nivelul județului Suceava, având în vedere că imediat în anotimpul care urmează avem fenomenul de ceață și, sigur, în această perioadă desfășurăm o acțiune de verificare a condițiilor tehnice și aici mă refer la sistemul de iluminat și de frânare în mod special și totodată la ceea ce înseamnă depășirea greutății admisie de transport pe suprafața de rulare. În ultima perioadă, îmbucurător este că numărul celor care depășesc greutatea admisă a fost în scădere. Practic, în această săptămână am înregistrat o singură depășire, s-a aplicat contravenția prevăzută de lege și, sigur, s-au realizat verificări, după cum am spus, legate de condițiile tehnice. Prefectul a declarat că în această perioadă se lucrează pe două tronsoane de drum care, la finalizare, vor permite accesul mașinilor de mare tonaj. Să finalizăm cât se poate de repede lucrările de reparații care mai sunt necesare, pentru că avem în lucru drumul național DN2E pe sectorul Păltinoasa Marginea, reparații care sunt, după cum am spus, în desfășurare și totodată drumul național DN15C Boroaia spre Târgu Neamț. O atenție deosebită se va acorda sensului giratoriu de pe DN17, care trebuie semnalizat corespunzător, având în vedere apropierea anotimpului rece. Prefectul județului a precizat că vor fi marcate și semnalizate toate drumurile din județ pentru a evita producerea accidentelor, în condițiile în care, odată cu răcirea vremii, ceața ridică probleme mari în trafic. Ne-am dispus în această perioadă, prin Inspectoratul de Poliție, să facem o inventariere la nivelul județului Suceava a tuturor problemelor legate de presemnalizare și semnalizare atât orizontală cât și verticală și imediat după ce avem aceste informații să notificăm administratorii de drumuri naționale, județene și comunale, astfel încât să avem asigurate aceste minime semne, după cum am spus, de presemnalizare și semnalizare, pentru că acestea sunt foarte importante în următoarea perioadă și ne dorim ca toți participanții la trafic să ajungă în condiții de siguranță. Bineînțeles, ne axăm în primul rând pe ceea ce înseamnă acest sens giratoriu de pe drumul național 17. Am solicitat secției de drumuri naționale să ia toate măsurile de siguranță care au fost prevăzute de către Poliția Rutieră Suceava, astfel încât acea zonă unde știm ce s-a întâmplat în anii trecuți, să nu mai avem asemenea evenimente nedorite.